Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Metrul cel sufletesc. Viața cea creștinească își are și ea o măsură ei, un metru al ei. Iar metrul acesta este întrebarea: cât de aproape ești tu de Iisus Mântuitorul? De distanța aceasta atârnă puterea vieții noastre celei creștinești. Lozinca, parola vieții și mântuirii noastre trebuie să fie: mai aproape de Domnul, mai aproape de El, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Un Hristos a înviat. În Rusia este societatea comunistă a celor fără Dumnezeu, care batjocorește pe față praznicele creștinilor. La un praznic al Paștilor, societatea tocmai ținea adunare în popor cu fel de fel de hule la adresa sfântului praznic. Un preot ceruși el cuvântul în baza libertății de vorbire. I se dăte voia numai cu greu și numai condiționat să nu vorbească mai mult de 2 minute. "N-am să spun decât 3 cuvinte," zise preotul. Și scoțând de sub haină o cruce, o ridică sus, strigând din tot sufletul: "Hristos a înviat! Adevărat a înviat!" Răspunse poporul întreg și comuniștii rămaseră rușinați. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a 3-a ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.